v-am regăsit! Mai mult de 12.000 de români merg în vacanțe cu autocarul în străinătate, în general în extrasezon, pentru care plătesc sub 100 de euro, iar cererea pentru acest segment este de 10 ori mai mare decât oferta. Asta a declarat agenției Mediafax Teodor Călimănescu, acționar al unei agenții de turism. Peste 12.000 de români pleacă anual în astfel de vacanțe, în principal în Grecia, Turcia și Bulgaria, iar prețul include transportul cu autocarul și cazarea pentru o săptămână la un hotel de 2 stele sau o vilă, a explicat oficialul. El a afirmat că prețurile mici nu reflectă în mod special gradul scăzut de confort, ci nivelul serviciilor și mai ales perioada. Cele mai ieftine vacanțe sunt în luna mai și la sfârșitul lunii septembrie. Se pare că agențiile nu câștigă în cazul acestor oferte din prețurile pachetelor, cât mai ales din comisioanele pentru extraopțiunile turistului la fața locului. Vânzările de ouă au crescut cu peste 50% în luna dinaintea Paștelui, ajungând la 180 de milioane de bucăți, iar suma alocată de români pentru ouă în această perioadă se apropie de 7 milioane de euro, a declarat agenției Mediafax Ilie Van, președintele Uniunii Naționale a Crescătorilor de Păsări. El spune că într-o lună obișnuită se vând în România aproximativ 120 de milioane de ouă, dar cu luna dinaintea Paștelui vânzările cresc cu 50%. Acesta a adăugat că prețul de vânzare la poarta fermă este de 0,24 de lei bucata, iar în magazine ouăle se vând cu un preț de peste 0,5 lei. Din aceste date reiese că românii plătesc special pentru cele 60 de milioane de ouă cumpărate pentru Paște în jur de 7 milioane de euro. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim și mâine la aceeași oră. La revedere!